Bine v-am găsit! În acest material vă prezint o modalitate de a folosi informațiile din două texte literare pentru a compara două personaje. Veți nota într-o diagramă asemănările și deosebirile dintre acestea. Aș citit cartea Fram Ursul Polar de Cezar Petrescu, dar cartea Un urs pe nume Paddington de Michael Bond Puteți împrumuta cărțile de la biblioteca școlii sau de la biblioteca din orașul vostru. Gândiți-vă la cele două personaje principale. Puteți găsi asemănări și deosebiri între cei doi urși? Notați pe caiete ideile care reiesc din aceste texte. Pentru a vă fi mai ușor să comparați cele două personaje literare, desenați pe caiet o diagramă Venn adică două cercuri sau două forme ovale care se intersectează. În spațiul creat prin intersectarea acestora, veți scrie asemănările dintre cele două personaje. În celelalte spații veți scrie deosebirile, așa cum reiesc ele din textele citite. Iată cum ar putea să arate diagrama voastră. Prin ce se aseamănă cele două personaje? Ambii sunt urși și sunt personaje literare. Ei interacționează cu oamenii. În ambele texte, personajele trec prin diferite aventuri într-un oraș. Ambilor urși le este dor de casă. Care sunt deosebirile? În unele capitole din Fram, Ursul Polar, acțiunea se petrece în ținuturile polare, pe când acțiunea din un urs pe nume Paddington are loc într-un oraș. Fram e la Circul Struțchi, Paddington locuiește în casa familiei Brown. Fram este un urs polar, pe când Paddington este un urs brun. Este diferit și modul în care ajung urșii în lumea oamenilor. Pe Fram îl aduce un marinar și îl vinde circului, iar Paddington este trimis de mătușa sa cu trenul la Londra. Doar Paddington poartă haine. Fram mănâncă pește și foci Paddington se hrănește cu marmeladă de portocale. Lui Fram îi e dor de mama lui, iar lui Paddington de mătușa sa. Lucrați în perechi și completați o diagramă ven pentru alte două personaje literare. Prezentați ideile colegilor voștri. Puteți compara lupul din scufița roșie de Sharpero, cu cel din cei trei purceluși de James Halliwell Phillips sau pe cele două personaje principale din cartea Prinț și cercetător de Mark Twain pe data viitoare